Sergiu a primit mai multe pachete în această seară și unul dintre ele era de la o doamnă foarte în vârstă. Spunea Sergiu că a recunoscut scrisul de pe colet. Într-adevăr, era de la persoana respectivă, o bunicuță de 74 de ani care i-a impresionat pe amândoi. Alex zicea că i s-a făcut pielea de găină și că nu îi vine să creadă ce oameni buni există și cât de mult se implică. Mai spunea tot Alex că e foarte simpatică, a lăsat-o pixul și l-a schimbat, iar scrisoarea era de vreo 4-5 pagini a 4. Sergiu a desfăcut coletul și spunea că e foarte simpatică, le-a trimis prosoape, iar în pachet mai exista și un tablou, cred, sau ceva care se putea sparge, pentru că era împăturit în ceva și spunea Sergiu că așa împacheta și bunica lui lucrurile care se puteau sparge. Doamna respectivă nu are televizor, mai zicea Sergiu și că nu știe cum să-i mulțumească, ar vrea în direct dar nu știe dacă are voie, dacă îl lasă doamna Simona, iar Alex a observat pe scrisoare că există un număr de telefon acolo și i-a dat sugestia să vorbească în producție și să o sune.